Salutare și bun venit la o nouă ediție a podcastului Job Talk, marca cariera mea Articom. Am creat această serie de podcasturi pentru a vă aduce meseriile cotidiene mai aproape de voi. Astăzi, alături de noi, avem un invitat special care face din Republica Moldova scena principală a aventurilor sale. Alături de noi este Vitalie Guțu, jurnalist și creatorul canalului Călătorii cu Gust. Salutare și bine venit la noi în studio! Salut, Vasile! Mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru această minunată prezentare. Nu știam că fac din Republica Moldova o scenă a aventurilor mele. O aventură frumoasă, plină de peripeții, anume în călătoriile pe care le inițiez practic săptămână de săptămână alături de o echipă minunată. Asta și urmează să ne povestiți în minutele ce urmează să discutăm. Așadar, cum ați descoperit pasiunea asta de a călători și ce v-a inspirat să creați site-ul Călătorii cu Gust? Pasiunea este mai de multă vreme cumva, de când am început eu să ies din perimetrul hotarelor Republicii Moldova și am zis că atunci de ce să nu imortalizez momentele cele mai frumoase și interesante și să le împărtășesc cu cei care mă urmăresc pe social media. Și așa a început și aventura mea, vorba ta, cu portalul călătoricugust.com. Inițial voiam să denumesc acest proiect să aibă o altă titulatură, un alt titlu. Era vorba despre călătorii cu pasiune, ceva de genul ăsta. Dar să știi că în toate interviurile pe care le ofer, spuneam și continui să zic, acest titlu, Călătorii cu Gust, care este unul, după mine, foarte simbolistic și sugestiv, a fost dat de persoana care se ocupă de mentenanța site-ului, persoana care se ocupă de IT-ul. Da? Și Lilian, care se ocupă de mentenanța site-ului Călătorii, a venit cu ideea de ce să nu fie Călătorii cu Gust. Gust și la propriu, dar cu gust și la figurat. Și așa a început toată frumusețea călătoriilor cu gust, anume platforma online, acolo unde se regăsesc mai multe rubrici, vinul meu, descoperă Moldova și caleidoscop muzeal și multe, multe alte secțiuni în cei care vor să redescopere și se descopere țara noastră, palma aceasta de pământ, poți să intre pe călătoricugust.com și să facă scroll, să vadă, să acceseze și o să găsească foarte, foarte multe informații. Din câte am observat eu, mereu ai tendința asta de a cuceri locuri noi, locuri care sunt mai puțin cunoscute de cei din jur. Care a fost o destinație la care niciodată nu te-ai așteptat că acolo există așa frumusețe și așa valoare? Să știi că orice destinație din Republica Moldova este cumva nouă, chiar dacă de fiecare dată revii la ea. Cel puțin din perspectiva mea este nouă pentru că eu încerc să o prezint ori de câte ori merg acolo, să o prezint din alte unghiuri. Fie din perspectiva oamenilor care fac acel loc interesant, fie din perspectiva obiectivelor și anume de arhitectură, pentru că avem o arhitectonică extraordinar de deosebită în toată țara. Spre exemplu, pe mine m-a mirat foarte mult când am fost vara trecută în municipiul Bălți, care, să recunoaștem, în spațiul public există așa un mit, un stereotip, mai bine zis, că orașul Bălți este unul rusificat. Dar nu este adevărat, este un oraș pur românesc. Și asta se vede din arhitectonica edificiilor, unde sunt amplasate biblioteca municipală din Bălți, unde este amplasat astăzi Muzeul Național, Muzeul de Istorie din localitate, unde este amplasată Universitatea din Bălți. Este, deci, o arhitectonică extraordinară, care anume spune faptul că această localitate este una pur românească. O altă destinație, la fel, care m-a cucerit și chiar am descoperit-o și mă bucur nespus de mult că, anume, datorită proiectului Călătorii cu Gust, a fost cumva scoasă în vizor și mediatizată și ulterior alte surse media și oameni de rând care încercau să exploreze locurile fie vara, toamna sau primăvara, au mers acolo. Este vorba despre Atlantida de Nord, este o destinație din Edineț, o destinație aflată la perimetrul frontierei
Și acolo, evident că trebuie să mergem cu un act de identitate, să sunăm la poliția de frontieră și să anunțăm polițiștii de frontieră că urmează un număr, un grup de atâția turiști să meargă acolo și deci numele, prenumele nostru cu identificarea propriu-zisă, polițiștii de frontieră trebuie să-l cunoască și noi așa putem accede în continuare la Atlantida de Nord. Este vorba despre Cuconeștii Noi. Este o destinație extraordinară, o veche localitate care a fost prin anii 70 luată de apele Prutului și care astăzi sunt doar două case. Una dintre ele este făcută sau transformată într-o casă muzeu, iar alta este deocamdată în delăsare, dar am înțeles că prin acest proiect urmează să fie și această casă renovată. Este vatra veche a localității, este o pasarelă extraordinară care duce spre o priveliște deosebită asupra Prutului. Când suntem la amurg sau la răsărit de soare, ți se întretaie toată respirația și ești tu însuți cu natura, pentru că eu consider că asemenea locuri te încarcă cu energie, te încarcă cu emoții pozitive. Un alt loc deosebit este vorba despre sudul Republicii Moldova, Prutul de Jos. Vorbim despre localitățile care stau de-a lungul Prutului, da? Manta, lacul Manta, unde și dă mâna cu lacul Beleu. Deci, la fel, niște arii protejate extraordinare. Când este vorba despre perioada Nuferilor, o călătorie formidabilă, aș zice eu, cu barca printre Nuferi și așa mai departe. Dacă trecem de cealaltă parte a Republicii Moldova, vorbim despre Nistrul de Jos sau, care în popor se mai zice, Nistrul Chior. La fel, găsim localități în care putem acolo experimenta noi tipuri și diferite, mai bine zis, tipuri de călătorii, fie cu caiacul, fie cu barca simplă, drumeții, fie cu bicicleta prin păduri și așa mai departe. Deci este o palmă de pământ, parcă ți-ar părea pe hartă că este ușor de și foarte repede de o explorată, dar într-adevăr, deja noi cu echipa suntem al treilea an, încercăm cumva să mergem și să descoperim destinații noi și să știi că mai sunt localități încă care sunt în lista de așteptare și urmează să le explorăm. Da, chiar este uimitor faptul câte locuri ai menționat. În două minute de discuție câte le-am avut aici, e ceva senzațional. Adică eu personal, pentru prima dată, cred că aud despre Atlantida de Nord, că este așa ceva la nord. Este ceva fenomenal, cred eu. Și încă, apropo, dacă de la nord mergem spre sud, vorbisem ceva mai devreme de sud, este un observator astronomic în sudul Republicii Moldova. Dacă intrați pe pagina mea de Facebook Călătorii cu Gust, o să aflați de acel observator care este dotat la cele mai moderne standarde. Și să știți că este acest observator este într-un liceu dintr-o localitate, acum chiar îmi scapă numele, dar o să vedeți pe pagina mea mai multe detalii și imediat ce a fost postat, au fost postate imagini de la acel observator astronomic, lumea a început să mă contacteze și a început ca acel obiectiv turistic să fie solicitat. Și oricine are acces acolo, da? Oricine, doar că trebuie să suni din timp pentru că este cumva mai specific, trebuie ca să ajungi acolo și să vezi în stele, deci trebuie să fii cumva pe înserate și este oricum un liceu și trebuie să ai acces, dar este ceva extraordinar. Am înțeles. Deci, ca să faci un asemenea conținut, cum îl faci tu, este nevoie să ai abilitatea de a fi blogger sau ceva de genul dat? Nu neapărat. Probabil ar trebui să ai anumite abilități și capacități de a filma, pentru că eu filmez, fotografiez. Și atunci tot ceea ce văd, cumva sunt vederile mele, sunt transpuse în imagini video sau foto și la rândul lor aceste imagini cumva sunt distribuite pe platformele mele pe care le dețin și oamenii se inspiră. Asta fac eu
ca și blogger, jurnalist sau creatorul platformei media Călătorii cu Gust. Alții fac acest lucru, fotografiază, filmează doar pentru sine, pentru arhiva, adică nu personală. Publică ce e. Poate publică pe pagina lor personală și își împărtășesc emoțiile și sentimentele de la și trăirile, cei ce au văzut acolo la o destinație sau alta. Dar nu fac din asta cumva, hai să zic, o profesie, da? Uh-huh. Dar eu, prin definiție, fiind jurnalist de profesie, nu pot să trec pe alături și să captez anumite, nu știu, locuri, da? Sau istorii de viață și să nu le ambalez în materiale sau în produse jurnalistice și ulterior să fie distribuite. Și uite, tu personal, cum ai reușit să aduci un canal turistic la peste 1000 și ceva de urmăritori? Dacă vorbim despre YouTube, este adevărat, este complicat în Republica Moldova ca să aduni o comunitate care să te urmărească pe YouTube. Și aici mă refer la faptul că să aduni și să, aceste episoade să nu fie sponsorizate. Ele cumva sunt organic crescute și aceste videouri cumva organic ele asimilează utilizatori. Este complicat, dar vorba despre, despre postări constante și atunci asta insistență. Cumva, da, și insist cumva o dată în săptămână sau o dată la două săptămâni pe YouTube să pun, dacă ne referim la videouri, exact. Dacă ne referim la postări pe pagina de Facebook, acolo găsim și fotografii și videouri și postări textuale și atunci o dată în zi sau o dată la două zile apar informații noi că utilizatorul, consumatorul Călătoriilor cu Gust trebuie să fie în permanent contact cu informațiile noi despre destinații. Mai cu seamă că dacă ne apropiem de finalul săptămânii, oamenii vor o escapadă în niște drumeții și caută unde să mai meargă, unde ce să mai exploreze. Dar să știi că moldovenii noștri sunt cumva zgârciți la da like-uri, la pune reacții. Eu am după statistică văd. Deci impactul postărilor este mare, da? Dar ca impact. Like-urile și like-urile și distribuirile nu sunt atât de multe. Și este decalajul ăsta cu raportul dintre impact și reacții sau feedback la o postare sau alta. Și uite, totuși resursele financiare, ceea ce este o problemă pentru mulți și joacă un rol important în... Joacă un rol important. În orice joacă un rol important resursa financiară, pentru că tu trebuie să investești pentru a avea un produs de calitate, tu trebuie să investești pentru ca să poți să te deplasezi într-o destinație sau alta. Dacă nu ai bani, nu te pornești la drum, vorba aia. Sau poți să te pornești la drum dacă optezi pentru drumeții de genul sau călătorii pe jos, da? Dar atunci când tu pornești la drum pe două picioare sau pe două roți cu bicicleta, trebuie să te înarmezi cu răbdare, cu curaj, de ce nu, cu alimente și așa mai departe. Dar la fel trebuie bani. Pentru că faci diferite popasuri la un anumit număr de kilometri. Deci fiecare tip de călătorie comportă anumite riscuri și anumite cheltuieli financiare și cheltuieli de sănătate și de moralitate. Pentru că asta, orice e nevoie ca investiția noastră. Și eu când merg undeva într-o călătorie, trebuie bani pentru alimentarea mașinii, trebuie bani pentru ca tu să te alimentezi. Evident, nu mănânc eu foarte mult sau practic deloc, se întâmplă să nu mâncăm în călătorie pe drum, dar ai nevoie de o apă sau de un ceai dimineața și asta la fel trebuie bani. Banii, țin să menționez, banii sunt din propriul buzunar. Ai menționat anterior de o echipă, deci faci parte dintr-o echipă oarecare sau toate aceste călătorii sunt pe cont propriu? Este vorba despre o echipă care cumva s-a coagulat în cadrul campaniei Ne-am pornit, care deja a doilea an iată, are loc sau se desfășoară. Este vorba despre o echipă sudată, aș zice, formată din
subsemnatul, Mariana Iurcu, ghid de turism, care se ocupă de logistică, colegul tău, colegul nostru, Andrei Vârlan, care este și fotograf și videograf și șofer, pentru că mergem cu un microbuz, Daniela German de la Radio Moldova, care are o emisiune pe pas turistic, care la fel, pe Undele Radio încearcă să transmită celor care o ascultă toată emoțiile, atmosfera, da, și emoțiile din călătorie. Lucia Tăut, care prin intermediul proiectului ei Ethno Travel, la fel pe online, are un proiect Ethno Travel, după cum ziceam, și cumva postează toate impresiile din călătorie. Și deja cine se mai alătură? Ai fost și tu de câteva ori în călătoriile noastre. Valentin Ceban de la Ministerul Culturii, care se ocupă la fel de partea de logistică. Și încercăm cumva această mână de oameni să aducem destinațiile în vizorul publicului. Deci putem spune sigur că Moldova are niște promotori de turism foarte entuziasmați. În numele nostru, da, dar eu cred că mai sunt și alți oameni care promovează turismul sau formele de turism în Republica Moldova, dar că ei sunt cunoscuți în comunitatea lor, în grupul lor pe care îi urmăresc și așa mai departe. Poate ei o fi cunoscuți, mult mai cunoscuți decât noi sau mai știu eu. Dar să știi că toți oamenii care merg, indiferent, oameni de rând, noi care ne ocupăm cu promovare, ei până la urmă promovează destinațiile turistice. Până la urmă, avantajul nostru probabil este că noi lucrăm în media și tot ceea ce facem cumva se distribuie, se celebrează și pe mai multe canale, da? Fie pe materialele sau episoadele mele sunt și pe TV, și pe online. Adică sunt distribuite pe o are mai largă. Da, pe o are mai destul mai largă. Ce sfaturi ai avea pentru, uite, dacă avem tineri entuziaști care vor să cucerească noi orizonturi, să vadă noi emoții, să caute noi locuri turistice. Ce sfaturi avea pentru ei dacă doresc să pornească un blog sau un canal, ceva de călătorii sau de turism? Eu nu sunt persoana în măsură să dau sfaturi. Niciodată nu am dat sfaturi. Eu cred... Ce recomandări? Nici recomandări, pentru că fiecare acționează în funcție de spiritul pe care îl are. Și evident că oamenii și tinerii încearcă să iasă cumva în evidență prin diferite produse astea, da? Uh-huh. Când trăim într-o era social media, vedem TikTok, Instagram, Facebook. Să facă ceva cât mai original. Exact. Și atunci eu am văzut filmulețe pe TikTok extraordinar de interesante cu destinații turistice realizate de simpli tineri care merg, spre exemplu, într-o excursie cu liceul, mai știu eu, la Zaharna, la Țipova, și fac diferite videouri destul de interesante și nu pot eu să vin să le ofer sfaturi. Unicul lucru e să le recomand să urmărească Călătorii cu Gust, să vadă ce fac eu, să vadă ce destinații promovez și de ce nu să facă mai bine asta. Și eu, la rândul meu, să mai inspir de la ei, pentru că nimeni nu a inventat bicicleta. Noi ne inspirăm de la alții, eu mă inspir de la influencerii de peste hotare, chiar și de la oamenii care cumva promovează turismul din Republica Moldova. Văd destinațiile, văd modalitățile lor de a promova și de ce nu să te inspiri și să aplici și tu. Cu cât mai mulți vom fi, cu atât mai multă lume va veni și va cunoaște despre Republica Moldova ca o destinație turistică. Deci, în concluzie, ca sfatul final, ar fi că să facă orice material cât mai original și despre orice loc turistic. Exact, exact. Și la final te rog chiar să extragi aici o întrebare pregătită din bolul magic. Da, din bolul magic, pregătită de către urmăritorii noștri. Să vedem ce întrebare vă cade de această dată dumneavoastră. Ce întrebare o să cadă? Hai, să luăm o întrebare. Să vedem. Vai, vai, vai. Ce aspecte unice și valoroase aduce în profesia ta și cum contribuie acestea la succesul tău? O întrebare destul de tematică, aș spune eu. Da, și destul de dificilă. Eu, în general, nu obișnuiesc să vorbesc despre mine, despre succesul meu și eu nu știu dacă am succes sau nu am succes. Eu încerc întotdeauna să muncesc,
să depun efort în, și dedicație în tot ceea ce fac și, și las ca lucrurile și rezultatele muncii mele să vorbească de la sine și las ca oamenii din jur să vină cu aprecieri și ei să decidă dacă fac bine ceea ce fac, dacă este valoros și dacă este unic. Un lucru aș mai adăuga aici, recent la Forumul Național al Turismului, când de Ziua Mondială a Turismului, proiectul Călătorii cu Gust a luat primul loc la categoria promovarea și mediatizarea destinațiilor turistice din Republica Moldova. Ei bine, iată, această roadă sau acest rezultat cumva poate spune ceva și ar răspunde, eu cred, perfect la această întrebare. Da, cred că este o... Și încă un răspuns ar fi comentariile, distribuirile și mesajele care vin de fiecare dată pe platforma Călătorii cu Gust, fie pe site sau fie pe pagina de Facebook sau de Instagram a proiectului meu Călătorii cu Gust. Acest lucru pe mine mă bucură că munca mea nu este în zadar, munca mea este cumva văzută și apreciată în funcție de necesitatea, de doleanța consumatorului sau celui care urmărește Călătorii cu Gust. E total de acord, este important o interacțiune cu cei care te urmăresc. Eu să bag asta aici? Da, o să pui înapoi pentru că mai avem și alți invitați. Este important ceea ce ai spus, de altfel ai adăugat, ai lăsat spre final un gând foarte bine punctat și sper că cei care ne urmăresc o să înceapă să te urmărească și să vadă toate materialele care le publici pe pagina și pagina de YouTube al site-ului Călătorii cu Gust. Așa să fie. Eu chiar vă îndemn să urmăriți Călătorii cu Gust, pagina de Facebook, de Instagram și canalul meu de YouTube cu același nume. Și nu uitați, atunci când urmăriți, să veniți și cu o reacție, cu un feedback. De ce nu să veniți și cu niște recomandări referitor la destinații pe care ar trebui să mergem să le explorăm. Sau chiar și dacă ați observat unele lacune, tot sunt bine. Ah, da, cu siguranță. Asta e pe primul loc. Da, eu îți mulțumesc mult pentru că ai acceptat invitația noastră să vorbim despre această temă mai puțin abordată la noi în Republica Moldova. Sper că pe viitor o să diversificăm și mai mult acest aspect și eu îți urez doar succes, noi orizonturi spre lumea interesantă a turismului. Eu îți mulțumesc mult pentru invitație, mulțumesc și celor care ne-au urmărit și mulțumesc prin faptul că te-ai gândit că, iată, din perspectiva podcastului Job Talk, care vorbim despre meserii, despre profesii, a fi călător înseamnă o profesie. Pe de o parte, pe de altă parte, a fi călător după mine înseamnă și o dedicație și o misiune. Așa că... Vă mulțumesc tuturor! O misiune foarte interesantă și de care multă lume are frică cumva să se apuce. Dragi prieteni, eu vă amintesc că alături de noi a fost Vitalie Guțu, jurnalist și creatorul canalului Călătorii cu Gust. Noi vedem într-o nouă ediție Job Talk pentru a asimila noi meserii. Și nu uita, fii în trend, vino la cariera mea!